Bună, dragii mei, eu sunt în spatele camerei, eu sunt Violet și vă invit la un nou episod cu procesele lunii mai. Ce vedeți voi în cadru este o nebunie, o nebunie pe care am început-o de ceva vreme și tot continui la ea. Este greu de explicat ce fac eu aici. Când o să o vedeți îmbrăcată, o să vă dați seama mai bine ce am vrut să zic, dar să știți că pe corp se așează cu totul și cu totul altfel. Nu am putut să o arăt pe corp pentru că încă este destul de scurtă și nu are sens acum, dar după ce o să ajung decât la un numitor comun, o să vă explic mai multe despre această rochie. Este o rochie fantezie, am combinat aici diverse bucăți, s-a lucrat pe cloș, pe andrele, pe croșetă. Și o să fie ceva foarte interesant, cu toate că inițial aveam cu totul altceva în cap. Dar acum ce iese, vă spun sincer că îmi place foarte, foarte mult și mai urmează aici, vreau să mai fac un volan, da, deci o să fie o trăsnaie această roche și am comandat și jupă pentru ea. Să vedem. Are scăderi în talie, are bucăți asimetrice, are porțiuni cu fir amestecat, deci este o nebunie și cred că o să fie de mare, mare senzație într-un final. Eu așa o văd, sincer vă spun, cu toate că acum probabil că o să ziceți că sunt nebună, dar stați să o vedeți îmbrăcată. Cam asta este unul dintre proiectele la care am lucrat luna asta mai. Am crezut că o să o termin, dar nu reușesc să o termin. Firul este destul de subțire și acum urmează partea cea mai grea, să fac aceste părți să cânte în simfonie împreună și să fie foarte legate într-un anumit fel, da? Dar o să iasă. O să iasă ceva excepțional. Este ceva mai mult decât aș fi sperat eu. Întotdeauna mi-au plăcut rochele astea în stil boho, dar boho cumva mai calm, mai liniștit, mai potolit. Și eu zic că o să iasă așa cum mi-am dorit, pentru că trebuie. Haideți să vă mai arăt la ce mai lucrez eu în luna mai. Aici am un fir verde smarald. Am lucrat foarte mult. Este un fir foarte subțire. Testez un nou fir. Încă nu l-am în magazin. Poate o să-l aduc la toamnă, că are un conținut de lână. Am lucrat cu andrele 1,5 și am ajuns la concluzia că dacă o să fac un proiect cu andrele 1,5, nu o să se apuce nimeni de el, pentru că îți trebuie foarte multă răbdare și foarte mult timp să termin, cu toate că aveam ceva spectaculos din acest fir programat. Numai că acum o să desfac și o să încerc să îl lucrez în două ca să meargă puțin mai repede, pentru că altfel nu o să reușesc să termin acest proiect nici până în decembrie. Și mi-aș fi dorit să pun acest fir într-una dintre cutiile lunii, pentru că îmi place foarte, foarte mult și îmi place cum se lucrează, dar am zis să renunț la ideea de a lucra cu 1,5, pentru că nu o să fie, cum să zic, nu o să fie practic pentru cele care lucrează, nu o să fie ceva de care să te apuci. Și atunci îl desfac și o să reiau această schemă probabil peste ceva timp. Îmi trebuie o altă idee acum pentru acest fir. Ca și concluzie, eu l-am spălat, am făcut eșantion, am lucrat chiar o bucată destul de mare din el, dar renunț la idee. Ce mai vedeți voi aici în cadru este pulovărașul meu turcoaz, pe care vi l-am arătat în lucrările lunii aprilie, pe care v-am zis că am testat anchiorul de la Aliona de pe canal, publicat recent, și îmi place foarte mult. Am lucrat trunchiul, mai am puțin să termin elasticul și mânecile. Și o să am un pulovăraș nou în garderoba mea. Ce am observat eu, că
chiar săptămâna asta m-a întrebat cineva dacă există fire care, cum să fie, din același lot, dar culori diferite sau ceva de genul ăsta. Ei, firul ăsta a fost dintr-un singur pachet, același lot, același cod, doar că mi se pare mie, nu știu, pe cameră nu se vede, dar cu ochiul liber se vede că gemul pe care l-am atașat nou, în partea de jos, este mai deschis puțin la culoare. El, per total, așa nu se observă foarte, foarte tare. Eu îl observ pentru că îl văd. Îmbrăcat, când l-am probat, nu se observă. Și acum, în cameră, nu se observă. Dar eu văd diferența la fir. Și mă tot gândesc ce să fac, ca și idee, că m-a întrebat o fată și i-am zis același lucru pe scris, ce pot să fac în cazul ăsta. În cazul ăsta pot să lucrezi un rând cu un gem de aceeași culoare și un rând să adaugi gemul ăsta care e puțin diferit și atunci nu se va observa. Eu nu mai fac asta, las așa cum este el pentru că nu mă deranjează. V-am zis, nu este vizibil, dar dacă te uiți foarte, foarte atent, mie mi se pare că eu văd. Acum, nu știu, în momentul în care o să spăl puloverul, presupun că nu o să mai fie vizibilă această diferență și o să fie totul foarte bine și foarte ok. Și ăsta este al doilea proiect, pe lângă că lucrez și la schema cutiei lunii iunie, mai am foarte puțin să o termin. Acesta este al treilea proiect, dacă ar fi să iau și în considerare schema respectivă. Și mai lucrez și la schema pe iulie, că este un proiect foarte mare în iulie și durează foarte mult. Deci am deja câte 4 până acum, deci la 4 proiecte în paralel. Și asta nu e tot, mai am să vă arăt ceva. Am aici coșul cu ce aș vrea să termin luna asta. V-am zis că acel cardigan pe care l-am lucrat din wool time, da? O să îl scurtez, pentru că prietena mea a zis că îl vrea mai scurt și trebuie desfăcut și n-am apucat încă să-l desfac. Am aici în coș, în același coș, stați că îl întorc, am bluza flower pe care am terminat-o și este în stadiu de cusut, da? Și o să mai fie în acest stadiu încă vreo zi, două, până o să vină mie rândul să-l cos. Și mai am aici un proiect la care n-am apucat deloc să lucrez luna asta. De fapt, am lucrat foarte puțin, dar a venit evenimentul. V-am zis că începusem să-mi fac o bluziță din summer, pe care acum o să o desfac, pentru că mi-a venit altă idee și pentru că deja ceea ce văzusem eu inițial nu se mai pupă. Dar nu este nicio problemă, o să le facem. Și astea sunt foarte pe scurt proiectele la care lucrez în mai. Iar acum, teoretic, ar fi trebuit să încep cu ce am terminat în aprilie, dar de data asta o să lăsăm pe final ce proiecte am terminat în aprilie, ca să vi le arăt aici. În luna aprilie ați văzut că am lucrat schema pentru luna aprilie, a fost una destul de complicată, bluza duo, care am lucrat-o eu din fir iarnă argins, dar pe care o puteți lucra din cotton gold. La bluza respectivă dificultatea o face cum să așezi modelul ca să iasă frumos și la scăderi, cum să faci gulerul frumos, adică sunt niște tehnici acolo care te ajută să înveți ceva nou și care te motivează să evoluezi, pentru că deja este o bluză cu două fețe, adică se poate purta atât pe față cât și pe dos, sau care fața care dus decideți voi, foarte versatilă și destul de interesantă din punctul meu de vedere. Este un proiect care îmi place mie foarte, foarte mult și la care chiar am lucrat cu mare drag. Și o să vă las acum imagini cu această bluziță. Fiind mărime micuță, este XS, eu am folosit destul de puțin fir, vreo 300 de grame. Dar dacă doriți să o lucrați din cotton gold, vă recomand să vă luați 4-5 geme, așa, cam așa, poate vreți să o faceți cu mânecă lungă, că se poate lucra și cu cotton gold. Haideți să vă las aici imagini cu bluza duo.
alt proiect pe care nu l-ați văzut până acum. A fost înainte de Paște, în aprilie. M-am decis pe repede înainte, în vreo 3 seri, 4, să fac un cardigan cu glugă pentru nepoțelul meu din fire merino. Am avut eu niște fire în scul primite cadou de la Lucia și uite că s-a nimerit foarte, foarte bine și am lucrat pe repede înainte acel cardigan cu glugă pentru un băiețel de 2 ani și jumătate, deci a fost un consum de 300 de grame de fir și andrele numărul 3,5. Dacă aș fi să trag linie la cât fir am lucrat în aprilie, a fost mai puțin pentru că am început foarte multe proiecte și n-am reușit să termin prea multe. Același lucru o să fie și în mai, dar pentru că a fost și evenimentul, au fost mai multe lucruri care au necesitat timp. Iar bluza duo, am lucrat foarte mult la această schemă și chiar mi-a consumat destul de mult timp. Ei, pentru cardiganul, pentru nepoțelul meu, o să vă las imagini la final ca să-l vedeți cum a ieșit. Cert este că i-a plăcut foarte, foarte mult și chiar l-a purtat imediat cum i l-am adus. Și vă recomand să lucrați pentru copii haine practice, haine moi. Mă mai întreabă, doamne, ce fire se recomandă pentru bebeluși. Pentru bebeluși merge Alize Baby Best sau Alize Cotton Gold, eu recomand. Iar pentru copii deja care trec de un an, doi ani, deja puteți să le faceți și din merino și din lana gold clasic, lana gold fine, adică puteți să optați pentru mai multe fire. Eu m-am consultat cu un pediatru, de ce nu la bebeluși? Nu știu, cel puțin așa mi-a spus pediatrul respectiv, că ar fi bine să nu mergem totuși pe merino, că unii copii s-ar putea să fie alergici. În fine, aici este o discuție foarte, foarte vastă, care din punctul meu de vedere pe mine mă depășește. Eu cred că fiecare mămică știe cel mai bine pentru copilul ei cu ce să lucreze și ce să facă și vede cum se comportă în ele. Eu, de exemplu, pe Mateo l-am îmbrăcat în orice fir, adică de mic am făcut și din merino și din Baby Best și n-am avut nicio problemă. Dar acum fiecare bebeluș are sensibilitățile lui și de aceea eu când mă întreabă spun, sincer vă spun, mereu zic Cotton Gold, Cotton Gold, Cotton Gold, pentru că este bumbac amestecat cu un acril, este foarte finuț, este foarte moale și la el chiar n-am avut nicio dilemă, ca să zic așa, și chiar nicio dispută referitor la acest fir. Acesta a fost un videoclip mai scurt cu proiectele lunii mai, ca să vă arăt așa pe scurt, pe repede înainte, ce am făcut în luna mai. Bineînțeles că am făcut foarte multe, foarte multe în luna mai, dar ceea ce ține de această parte, atât pot să vă arăt eu în videoclip. Vă mulțumesc, vă doresc o zi extraordinară și vă las imagini cu cardiganul pe care l-am lucrat eu pentru nepoțelul meu și care îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit. Pe curând, vă pup! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Thank you.